Am revenit la Agricultura, o șansă pentru România. Suntem în legătură în continuare telefonică cu domnul Cătălin Tobescu, președintele Asociației ProLem. Vă salut din nou, domnule Tobescu, și vă mulțumesc că ați rămas cu noi. Mulțumesc pentru invitație. Să revenim la idee. Spuneați că această strategie europeană pentru silvicultură face parte dintr-o zonă a sustenabilității, dacă am reținut corect, da? Sigur că da, sigur că da. Deci încearcă să îmbine aceste obiective de conservare a biodiversității cu obiective de creștere a suprafeței arilor protejate, de a stabili obiective pentru creșterea stabilității pădurilor din Europa, concomitent cu creșterea recoltei de lemn și extinderea suprafeței pădurilor. Sunt stabilite niște obiective destul de ambițioase, de 3 miliarde de copaci de arbori plantați. Este o cifră care pare foarte, foarte mare, dar care în fapt se traduce în câteva sute de mii de hectare de pădure care ar trebui plantate în Europa. Deci provocarea pentru strategia europeană pentru păduri este de a asigura concomitent stabilitatea pădurilor europei, măsuri pentru conservarea biodiversității concomitent cu creșterea recoltei de lemn. Am înțeles. Bun, în ce stadiu e această strategie la nivel european, domnule Tobescu? Sau, mă rog, o parte dintre ea văd că se reflectă în programele naționale, nu înțelegem? Sigur că da, deci este de fapt o revizuire a strategiei europene pentru păduri, pentru că avem deja o primă versiune aprobată în 2010, revizuită în 2020 și acum o discuție iarăși de revizuire. Provocarea și punctul slab este legat de finanțarea acestei strategii, pentru că finanțarea, așa cum știm, pentru păduri este inclusă în finanțarea politicii agricole comune și deciziile de susținere financiară a domeniilor pădurilor întotdeauna au suferit din această cauză, în special iar România este una dintre țările care alocă o finanțare modică pentru domeniul pădurilor din fondurile europene și din această cauză avem și multe neîmpliniri legate de domeniul pădurilor. Da. Am discutat data trecută, ne-a spus că e o problemă chiar cu finanțarea pentru țintele asumate în PNRR. O concluzie va juca pentru acest moment și o să reluăm tema, domnule Tobescu, evident. Evident, soluția este de a găsi acest echilibru între funcțiile economice, sociale și de mediu ale pădurilor. Economicul înseamnă că lemnul este o resursă regenerabilă pe care o întâlnim în produse din lemn în jurul nostru, o resursă pe care trebuie să o folosim sustenabil, concomitent cu a găsi soluții pentru a asigura stabilitatea pădurilor și menținerea biodiversității. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și vă așteptăm și cu următoarea ocazie aici la Agro TV. Mulțumesc! A fost domnul Cătălin Tobescu alături de noi, președintele Asociației ProLem, discutând despre această strategie europeană care, cum spuneam, se transpune deja în anumite obiective și anumite ținte pe care și România și le-a asumat. Înțelegem că, din păcate, din diverse motive, e greu de crezut că le va și respecta. Mă gândesc la nivelul de plantare, de exemplu, al pădurilor. Imediat o să facem legătura cu următorul nostru invitat pentru a face introducerea în temă, să spunem doar... îl avem deja pe domnul Marius Micu, este prodecanul Facultății de Management și Dezvoltare Rurală din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară. Bună ziua, domnule Micu, mulțumim pentru prezență! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Bună seara, mulțumim și noi. Concret, ca să intrăm direct în subiect, mai sunt 2 zile, deci peste 2 zile
va începe acest frumos proiect, acest frumos eveniment care se numește Produse din Balcani la USAMV se întâmplă, da? Da, într-adevăr, dar este o serie de evenimente, poate este cea mai de amploare acțiune din ultima perioadă pentru menținerea și dezvoltarea satului românesc, iar această serie de evenimente este realizată cu ajutorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, într-un parteneriat, și o să enumăr partenerii, și anume Federația Națională ProAgro, GAL Lider Bistrița Năsăud, GAL Lunca Joasa a Siretului și, nu în ultimul rând, GAL Napoca Porurilistu. Deci am spus o serie de evenimente și de ce o acțiune importantă? Pentru că, într-adevăr, în perioada 22-26 noiembrie organizăm Târgul Produselor din Balcani, unde avem peste 100 de expozanți, bineînțeles cu precădere din România, însă avem și din zona Balcanilor, precum din Bulgaria avem expozanți. Încă de menționat de la început este faptul că târgul se poate vizita între ora 10 de dimineață și ora 22. De asemenea, în cadrul acestui eveniment avem o serie de momente artistice, avem dansuri populare, concerte și nu numai, și multe alte surprize. Însă, pe lângă acest târg, avem 4 conferințe foarte importante în această perioadă la nivel național, și anume conferința Prorural, care își propune ca temă susținerea și dezvoltarea satului românesc, VAT-DOR, o altă conferință la nivel național, care își propune să discute despre cultură și tradiții, menținerea acestora în mediul rural, o altă conferință și, de fapt, un alt proiect în cadrul acestei serii de evenimente reprezintă Parlamentul Tinerilor din Mediul Rural, unde se vrea a fi o platformă care să susțină tinerii care au inițiativă din mediul rural. Și, nu în ultimul rând, cea de-a patra conferință, poate cea mai importantă, este cea a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală, unde Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale își propune să discute strategiile de dezvoltare locală pentru grupurile de acțiune locală și să se concretizeze, pentru că în luna decembrie se va deschide sesiunea de depunere a acestor strategii de dezvoltare locală. Și iată că seria aceasta de conferințe își găsește și soluțiile reale, pragmatice, prin aceste instrumente, prin aceste strategii de dezvoltare locală. Totodată avem și un bal caritabil în această perioadă, care își propune să susțină tinerii speciali din mediul rural, ce înseamnă tânăr special în mediul rural din punctul nostru de vedere în acest context, și anume copiii supraadotați, care din păcate întâmpină o barieră, fie că se află în zone defavorizate, fie că se află în grupuri vulnerabile. Așa că vă așteptăm în perioada 22-26 noiembrie la USAMV București, în campus Herăstrău, în Bulevardul Mărăști, numărul 59, să vizitați atât târgul, târg care este cu vânzare, dar să și participați și să vă implicați în conferințe. Și totodată de menționat, ne bucurăm de prezența atât a domnului ministru Barbu, dar și a domnului ministru al Agriculturii din Bulgaria în această perioadă. Da, deci iată un eveniment extrem, extrem de interesant, cu multe unghiuri de puncte de vedere și cu multe unghiuri de abordare, inclusiv această chestiune a responsabilității sociale, în care încercați să susțineți copiii cu calități din mediul rural. Unii dintre ei, așa cum spuneți, au posibilități mai reduse de a urma studii, de a se dezvolta, și atunci sigur că e nevoie. V-aș mai ruga, mai avem 3-4 minute și am reținut evenimentul. V-aș ruga doar să ne spuneți opinia noastră, sunteți un profesionist cu experiență în acest domeniu, apropo de funcționarea galurilor, grupurilor de acțiune locală. Evident că ele s-au impus, fac lucruri interesante. Cum vedeți zona aceasta de dezvoltare din acest punct, în acest domeniu, în continuare? Care ar fi dezvoltarea lor? Cum ar arăta?
Da, într-adevăr, așa este. Grupurile de acțiune locală, în opinia mea și nu numai probabil în opinia mea, reprezintă acel instrument pragmatic, dacă putem să-i spunem, de la firul ierbii, care poate să identifice nevoile dintr-un anumit areal și totodată să răspundă. De ce? Pentru că aceste grupuri de acțiune locală, putem să le spunem cu ghilimelele de rigoare, sunt mici autorități de management. De ce? Pentru că prin finanțarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în baza strategiilor de dezvoltare locală, identifică și finanțează nevoile din arealul respectiv. Totodată poate ajuta la dezvoltarea comunității, nu au decât o funcție, să-i spunem, economică, au și o funcție, într-adevăr, socială, finanțează acele nevoi care prin măsurile naționale poate nu pot fi finanțate și totodată, mai nou, în arhitectura finanțării pot obține o finanțare multifond. Adică o parte din buget, majoritatea bugetului este într-adevăr prin Planul Național Strategic, dar pot accesa și o axă de finanțare din fondul Ministerului Fondurilor Europene, axa FSE Plus, în această perioadă. De acord. Bun, vă mulțumim pentru această intervenție. Să reținem încă o dată 22-26 noiembrie în campusul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară. Acolo are loc acest eveniment despre care vorbim. Da, într-adevăr. Și pentru dezbateri pe larg vă invităm să participați. Atât cei implicați în decizie sau cei interesați, dar și cei care vor să viziteze acest târg. Încă două elemente, dacă mai îmi permiteți. Sigur, vă rog, să spunem așa, lucruri mai spectaculoase. Da. O să aprindem primul brad de Crăciun din București, zic eu, și iar pe de altă parte o să avem în București weekendul acesta cea mai mare pâine, care va fi licitată în cadrul evenimentului caritabil. Ea are peste 18 kg, un diametru de 55 de cm și o înălțime de 45 de cm. Așa că vă așteptăm. Aha. Deci ne-ați dat și câteva elemente așa mai de culoare. Îi așteptăm într-adevăr pe telespectatorii noștri. Noi vom fi acolo, AgroTV sigur va fi acolo și va... Cu siguranță, ne bucurăm de parteneriatul dumneavoastră, da. Vă mulțumim încă o dată, domnule Marius Micu. De data aceasta v-am ascultat în calitate de prodecan Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, cum spuneam, acest eveniment produse din Balcani 22-26 noiembrie. Ne vedem acolo cu siguranță. Mergem mai departe acum și, ca de obicei, la finalul ediției noastre, avem și o intervenție din țară. De data aceasta o așteptăm pe colega noastră Elena Picu, este corespondentul AgroTV în județul Iași, scuzați-mă, în județul Argeș, evident. Bună ziua, Elena, am confundat astăzi, te-am trimis în Iași în loc de Argeș. Bună ziua! Bun găsit, vă spun și eu nu strică, să știi că mi-ar plăcea să mă duc să fac o vizită scurtă în Iași, da, și da, poate da. Mă întâlnesc cu colega mea, Raluca Daria Diaconu, și cine exact. Știe ce material frumos iese de acolo. De acord. Dar acum vorbim despre Argeș și avem două teme pe care o să te rog să le atingem așa destul de repede. Prima e mai șocantă un pic, sau mă rog, poate că nu mai e chiar șocantă, și anume prezența șacalilor în localitățile din județul Argeș. Da, este un subiect destul de sensibil în ultima perioadă și reprezintă o provocare serioasă nu doar pentru fermieri, ci pentru toți locuitorii din comunitățile afectate de acest fenomen și, dincolo de aceasta, chiar și pentru toate instituțiile implicate. Mă refer aici la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, dar și la Inspectoratul Județean de Jandarmerie Argeș, pentru că, așa cum știm, în momentul în care apare o situație de pericol iminent, toată lumea apelează Serviciul Unic de Urgență 112, iar jandarmeria este prima care intervine. Din nefericire, și aici legea nu le permite să facă foarte mult, tot ce pot să facă este să îi îndepărteze, dar cu asta nu se rezolvă mare lucru decât ceva pe moment.
Am stat de vorbă cu inginer Silvic și mi-a explicat că n-am putut să înțeleg în prima fază de unde această mulțire atât de subită a numărului de șacali. Exact, și mi-a cred spus că e o întrebare binevenită. Toți ne punem această întrebare. Care-i răspunsul? Ei au migrat către zonele unde nu mai există populații de lup. Cel mai redutabil dușman al șacalilor este lupul, așa cum știm. Populațiile de lup au fost în scădere în ultimii ani, motiv pentru care teritoriile cândva gestionate de lupi acum sunt acaparate de șacali. Un alt lucru pe care l-am aflat a fost acela că femelele de șacal sunt foarte productive. Ele au câteva fătări pe an, iar la fiecare fătare au în jur de 12-14 pui, care din fericire sau nefericire, nu știu cum să mă, de care parte să trec în acest moment, trăiesc toți. Motivul pentru care acești șacali atacă în haită, deci fiind foarte numeroși ei atacă în haită, nu mănâncă, nu consumă atât cât ucid, pentru că acesta este spiritul lor de haită. Prin urmare, fermierii sunt foarte afectați de acest fenomen, în special cei din zonele de sud ale județului Argeș, nu că cei din zonele de nord ar fi mai scăpați sau, să spunem, mai fericiți, pentru că acolo știm cu toții ce se întâmplă cu atacurile carnivorelor mari. Dar unde nu sunt urși și lupi, sunt șacali. Pierderile produse pe care le suferă fermierii în momentul atacurilor de șacali sunt foarte mari. Ultimul de acest gen a fost la o fermă la care 60 de animale au fost prăduite într-un singur atac. Da, directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Argeș, domnul Sorin Sorescu, îmi spunea că i-a întâlnit chiar pe autostradă. Fermieri din comuna Bârla îmi spuneau că sunt terorizați de ei pentru că se întâlnesc cu ei pe ulițele satelor. E vreo soluție, Elena? E vreo soluție pentru a, cum să zic, se mai rări aceste atacuri? Sau pentru a dispărea? Tot ce le rămâne la îndemână fermierilor este să stea în mijlocul câinilor și împreună să lupte împotriva șacalilor și să asigure o pază, dacă putem să spunem așa, 24 din 24 de ore a animalelor, pentru că altă variantă nu au. În afară de câini, ei nu au permis de portarmă, ei nu au arme, jandarmeria nu poate să-i împuște. Și atunci, cu siguranță, cineva trebuie să se aplece și să ajute și acești fermieri în cazul atacurilor de șacal, pentru că s-au înmulțit foarte mult. Deci soluția ar fi totuși vânătoarea, să zicem, vânarea lor, nu? Asta ar fi singura soluție. Mă tem însă că și aici organizațiile pentru protecția animalelor vor interveni și vor cere să se găsească alte soluții fără să ofere acele soluții. Pentru că la carnivorele mari știm cu toții cotele de recoltare. Iată, colegul îmi spune că o specie invazivă. Ce ai spus și tu, de fapt? Adică da, foarte... o specie invazivă. Se răspândește că, foarte pentru că repede, nu mai sunt lupii, iar eu vorbeam atunci cu cei de la Direcția Silvică și am spus, da, dar și lupul și șacalul fac același rău în fermă. Doar că animalele nu mai sunt distruse de șacali, sunt distruse de lupi. Lupii distrug mai puțin decât distrug șacalii. Okay. Și să sperăm că cineva va reuși să audă și să ia niște măsuri concrete, astfel încât să îi protejeze nu doar pe fermierii din sudul județului Argeș, dar și pe cei din toată țara, pentru că în general și în județele învecinate știu cazuri concrete din județul Olt, unde spun că vin copiii de la școală mai pe întuneric sau vin oameni din schimbul 2 și pur și simplu încremenesc când se întâlnesc cu aceste haite de șacal și scot și niște sunete înfiorătoare, chiar dacă nu-i vezi, numai faptul că îi auzi și te înfioară. Tot ce pot să facă este să sune la 112 și jandarmii intervin doar să îi alunge. Eu vreau și sper... Două minute, Elena, mai avem. Spune-ne, te rog, și cu producția a doua de... Poveste bună, sigur că dacă echilibrăm cumva lucrurile... Lucrurile cu șacalii le-am cam înțeles, să vedem, mai revenim pe subiect, în caz de nevoie. Să echilibrăm cumva lucrurile, da, am avut plăcerea să stau de vorbă cu un pomicultor care face cultură dublă în plantațiile sale, la modul că știe foarte bine ce legume se înțeleg cu ce specii de pom fructiferi și îmi spunea că în momentul în care aplic tratamentele la pomi, cu siguranță acelea ajung și pe legume și nu trebuie să mai aplic niciun fel de tratamente, deci acele legume care se cultivă sub pom nu vor avea boli și dăunători. În momentul în care trebuie să irig culturile de legume sau de căpșuni,
cu siguranță apa respectivă ajunge și la rădăcina pomilor, deci nu mai trebuie să folosesc foarte mult sistemul de irigare. Iar în materialul pe care îl vor vedea telespectatorii noștri, vor observa de asemenea care specii de legume se împacă cel mai bine din experiența pomicultorului, să spunem că este din comuna Priboieni, din județul Argeș, care legume se împacă și cu care specii de pomi fructiferi, pentru că a devenit un fel de punct de schimb de experiență unde vin să vadă această idee legumicultori, fermieri, să-i spunem la modul general, da. Nu numai din țară, dar și din afara granițelor țării, pentru că pomicultorul despre care noi vorbim obține recolte foarte bune și la legume, dar și la fructe. Deci este un exemplu de bune practici care merită promovat. Perfect. Mulțumesc pentru aceste relatări, așa cum îmi spui, una caldă, una rece, adică una legată, iată, de legumicultor, a doua de șacali, dar asta este situația. Te așteptăm și în următoarele noastre emisiuni, Elena Picu, așa cum facem de obicei. Mulțumesc încă o dată pentru prezența de astăzi. A fost Elena Picu, colega și colaboratoarea noastră, corespondent Agro TV în județul Argeș, nu mai spun Iași. Bun, cam aici ne aflăm astăzi. Am discutat, iată, despre temele europene, despre întâlnirea AgriFish, întâlnirea miniștrilor agriculturii din Uniunea Europeană, care are loc la Bruxelles. Am trecut și prin sectorul pădurilor, această strategie pentru silvicultură și, în fine, un eveniment frumos la USAMV, l-ați reținut, poate, 22-26 noiembrie, produse din Balcan, dar nu doar produse, ci și manifestări artistice, manifestări sociale și conferințe. Ne oprim astăzi aici cu Agricultura, o șansă pentru România. Ne revedem mâine la aceeași oră. Vă invit ca de obicei să rămâneți pe Agro TV. Toate cele bune, numai bine vă doresc, ne reauzim.